Departamentul de informații al Ministerului Apărării din Ucraina susține că se pregătește înlocuirea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Se ia în calcul înlăturarea lui Putin prin otrăvire, boală bruscă sau accident. O parte a elitei ruse dorește schimbarea lui Putin pentru a fi reluate legăturile cu Occidentul și pentru a scăpa de sancțiunile economice impuse în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Rușii pregătesc înlocuirea lui Vladimir Putin. Cine ar urma să ia locul? S-a găsit și un înlocuitor. Acesta ar fi directorul Serviciului Federal de Securitate al Moscovei. Luni, în ziua 26-a războiului declanșat de Vladimir Putin, Ucraina a respins apelurile Rusiei de a preda orașul portual Mariupol, unde locuitorii sunt asediați și aproape au rămas fără hrană, apă și energie, într-o criză umanitară care sporește presiunea asupra liderilor europeni de a năspri sancțiunile împotriva Moscovei.